Salutare dragilor și bine ați venit la Mate cu Alfa! Astăzi vom discuta despre unitățile de măsură pentru arie. Curtea lui Alfa are forma unui pătrat cu latura de 6 metri. El dorește să o acopere cu pavele în formă de pătrat cu latura de 1 metru. De câte pavele va avea nevoie Alfa? Așezând în linie 6 pavele, constată că e nevoie de 6 astfel de linii pentru a acoperi întreaga suprafață. El are nevoie de 6 ori 6 egal cu 36 pavele. Alfa a folosit ca unitate de măsură un pătrat cu latura de 1 metru. Deci, area este un număr care arată de câte ori o unitate de măsură este cuprinsă într-o suprafață. În cazul nostru, area pătratului care reprezintă curtea este de 36 metri pătrați. Un metru pătrat este area unui pătrat cu latura de 1 metru metrul pătrat fiind unitatea principală pentru măsurarea suprafețelor. La fel ca în cazul unităților de măsură pentru lungime, și metrul pătrat are multipli și submultipli. Pentru a înțelege transformările unităților de măsură pentru arie, să urmărim de câte ori este mai mare aria unui pătrat cu latura de 1 metru decât unul cu latura de 10 ori mai mică, adică 1 decimetru. Observăm că pe prima linie și pe fiecare coloană intră 10 pătrățele cu latura de 1 decimetru. Deci, în total vor fi 10 ori 10 egal cu 100 de astfel de pătrățele. Deducem de aici că un metru pătrat este egal cu 100 decimetri pătrați. În mod similar, putem descoperi regula de transformare a unităților de arie. Astfel, un decametru pătrat este egal cu 1 ori 10 la puterea a doua metri pătrați, egal cu 100 metri pătrați. Pentru a transforma unitățile de măsură pentru arie, procedăm astfel. Din unități mari în unități mici, prin înmulțire cu puteri ale lui 10 la puterea a doua, de exemplu, un km pătrat este egal cu 1 ori 10 la puterea 6 a metri pătrați și din unități mici în unități mari, prin împărțire la puterea ale lui 10 la puterea a doua, de exemplu, 1 cm pătrat este egal cu 1 împărțit la 10 la puterea 4 a patra metri pătrați egal cu 0,0001 metri pătrați. Ați auzit probabil bunicii voștri vorbind despre suprafețele agricole exprimate în ari sau hectare. Reținem că un ar este egal cu un decametru pătrat, adică 100 metri pătrați, și un hectar este egal cu un hectometru pătrat, adică 10.000 metri pătrați. O suprafață de 2,5 ari poate fi transformată în kilometri pătrați, împărțind 2,5 la 10 la puterea a patra și obținem 0,00025 km pătrați. Aceeași suprafață de 2,5 ari Poate fi transformată în centimetri pătrați prin înmulțirea lui 2,5 cu 10 la puterea 6 și obținem 2.500.000 centimetri pătrați. La următoarea aplicație vom exprima fiecare din termenii sumei în metri pătrați. Astfel, 0,5 hectare se transformă în 0,5 x 10 la puterea 4 metri pătrați, adică 5.000 metri pătrați și 41 ari în 41 ori 10 la puterea a doua metri pătrați, deci 4100 metri pătrați. Obținem suma 9100 metri pătrați. Ne amintim de formulele de ari pentru dreptunghi și pătrat. Aria dreptunghiului este produsul dintre lungimea și lățimea acestuia și aria pătratului este pătratul lungimii laturii. Aria unei suprafețe compuse din mai multe figuri geometrice este egală cu suma ariilor acestora. În cazul nostru, area figurii este suma dintre area pătratului A1 și ariile celor două dreptunghiuri A2 și A3. Dacă dimensiunile figurii prezentate sunt cele afișate, pentru a calcula area este necesar să lucrăm cu aceeași unitate de măsură. Alegem decametrul. Astfel, 3,7 hectometri egal cu 37 decametri, 1,5 hectometri egal cu 15 decametri și 2 hectometri egal cu 20 decametri. Figura 1 fiind un pătrat, aplicăm formula ariei pătratului și deducem A1 egal cu 64 decametri pătrați. Aria dreptunghiului fiind egală cu produsul dintre lungime și lățime, obținem A2 egal cu 675 decametri pătrați, Lungimea dreptunghiului fiind egală cu 37 decametri plus 8 decametri. A3 egal cu 180 decametri pătrați. În concluzie, area figurii fiind suma celor trei arii este egală cu 919 decametri pătrați. În următoarea aplicație este vorba despre o zonă urbană de formă dreptunghiulară cu lungimea de 3 km și lățimea egală cu 30% din lungime, străbătută de două străzi cu lățimea de 3 decametri fiecare. Notăm A1, aria străzii orizontale, A2, aria străzii verticale și A3, aria pătratului din intersecția celor două străzi. Figura geometrică asociată nu este construită la scară e necesar să lucrăm în aceeași unitate de măsură și alegem să lucrăm în decametri. Lungimea zonei urbane este egală cu 300 decametri, iar lățimea, fiind 30% din lungime, este egală cu 30% ori 300 decametri, egal cu 90 decametri. Area 1, egală cu lungimea ori lățimea, este egală cu 300 decametri ori 3 decametri, egal 900 decametri pătrați. Area 2 este egală cu 90 decametri ori 3 decametri egal 270 decametri pătrați. Area 3 egală cu latura la puterea a doua egală cu 3 decametri la puterea a doua egal cu 9 decametri pătrați. Area străzii este egală cu 900 decametri pătrați plus 270 decametri pătrați minus 9 decametri pătrați. Obținem 1.161 decametri pătrați. Pentru a rezolva sub punctul B, calculăm area zonei urbane, care fiind un dreptunghi este egală cu lungimea ori lățimea acesteia, egal cu 300 decametri ori 90 decametri, egal cu 27.000 decametri pătrați. Notăm x procentul care reprezintă area suprafeței ocupate de străzi din area suprafeței totale a zonei urbane, aceasta înseamnă că x la din 27.000 decametri pătrați este egal cu 1161 decametri pătrați. x supra 100 ori 27.000 egal cu 1161. Rezultă x egal cu 4,3. Deci x la egal cu 4,3 la Acestea au fost aplicațiile noastre. Până data viitoare, vă las să vă gândiți la următoarele exerciții.